Bun, deci ca să faci cantitățile trebuie să faci sample line, nu? Sample line-urile. Da, deci sample line-ul asta, adică picheții. De la home, selectezi sample line, selectezi axul pentru care vrei să faci. Te duci aici la buy range station, adică din 20 în 20. Și aici ai valorile, îi spui că pe tangente, pe curbă, pe spiral, din 20 în 20 să-ți facă picheții. Și aici mai bifezi și tu dacă vrei altceva, alte valori. Aici se lățime, adică în stânga, în dreapta, ce lățime să aibă secțiunea ta, transversalul tău. Dacă ai autostradă, aici trebuie să pui valoarea mai mare, dar pe asta o poți modifica și pe urmă. Și dai OK și el îți creează picheții. Eu nu o să crezi că i-am. După ce picheții sunt creați, selectezi unul din picheți și dai aici compute material. Adică materiale, asta înseamnă și asta și înseamnă cantitățile. Selectezi axul, sample line-ul. Asta e grupul care de sample line-uri pe care l-ai creat tu acum. Deci tu aici când i-ai dat la sample line să-ți creeze sample line-ul, te vezi aici ai denumire sau aici când ți-l creează. În denumire îi dai. Deci, grupul de sample line-uri care le găsești aici. Deci, tu când nu ai sample line-urile astea, nu ai nici grupul lor. Dar dacă te uiți acum la sample line, există grupul ăsta. Și de aici poți să-i dai tot compute materialul. Te vezi material, lista de materiale tu ai aici. Tot poți să-i dai și de aici proprietăți la materiale. Și poți să le creezi și de aici. Sau de aici. Oricum, ideea e în felul următor că trebuie să le creezi. Ori intri de aici, ori de acolo, e tot acolo. Tot de aceeași lucru. Bun, și aici tu ai fereastra unde tu creezi material. Tu poți să creezi materiale dintre suprafețe și după coridor, după secțiunea coridorului. Îi dai click aici, add material, adăugat un material. Și aici selectez nu cut and fill, dar selectez structură. Da? Dacă vrei pentru structură să creezi materialele. Și la structură îi zici că te interesează coridor shape și aici selectezi shape-ul care tu l-ai definit. Dacă l-ai definit, dacă nu l-ai definit, te uiți în secțiune și vezi care este definit. De exemplu, o să selectezi BA16 și dai pe plus, adaugă. Și uite, vezi, aici include, da? Deci el o să-ți calculeze materialul de BA16. La umplutură și săpătură la fel, uite, ai săpătură și la săpătură aici ai odată suprafața de pat a proiectatului tău, da? Adică partea de jos și EG, suprafața de teren, adică existing ground. Și îți măsoară una above, alta below și zici cut, da? Ca să-ți măsoare săpătura. La umplutură la fel, tot față de pat, adică tu practic măsori cantitatea dintre două suprafețe, că e săpătură, că e umplutură. Și aici îi dai stil, nu știu ce, deci de aici îi definești. Și ai BA16, de exemplu, noi l-am adăugat acum, da? Dai click pe OK. Și ca să generezi materialul, te duci aici, generate volume report. Și aici trebuie să selectezi ce vrei să-ți genereze volume, da? Bine, volume, volume, dar trebuie să selectezi aici materialul, tipul de, uite, vezi, ai odată, ăsta e template-ul și trebuie să selectezi pentru template, pentru materiale. Dai click pe OK și el aici ți-a generat ce ți-a generat. Asta e. Și aici ai, uite, vezi, săpătură, umplutură, nimic. În pichetul 0, da? Nu-i nimic. În pichetul 20 ai săpătură și materialul ăsta, cu te vezi, e scris material. Ca să scrie ce fel de material este, te duci aici la compute material, te duci înapoi, OK. Și zici aici unde e scris material, îi scrii că ăsta este BA16. Sau ce material ai tu, ca să poți identifica acolo mai ușor. OK. Generate. De aici selectezi Select Materials și aici ar trebui să apară, aici e lista pe care ai creat-o tu. Noi avem decât o singură listă asta care am creat-o aici.
volume, așa și se numește. Dacă ai mai multe liste sau poți să creezi o listă doar pentru săpătură umplutură și altă listă pentru materiale și aici selectezi. Pentru că e diferit raportul, uite, vezi template-ul de rapoarte, earthwork, mase de pământ și pentru material e altă. Deci selectăm material, ok. Și acum când îl generează, uite, vezi aici deja scrie BA16. Și ai BA16, BA16 și la sfârșit nu ai totalul, nu? Deci aici ai materialul de BA16 în picheți, volumele. Pentru că ăsta tot se măsoară. A, nu, area, uite aici e area, asta este volumul cumulat și volumul... A, nu, asta e volumul din pichet în pichet, da? Și asta e volumul cumulat, adică se adaugă așa și asta ar fi volumul total. 62,40 pentru BA16, săpătura ai 796 și umplutura n-ai nimic. Nu ai nimic de umplut. Deci cam așa se fac cantitățile. Și pe urmă tu aici trebuie să-ți adaugi toate materialele pentru axul ăsta. Odată BA16, după asta iarăși mai adaugi un material și poți să faci două liste. Odată pentru... Da, vezi cum te organizezi. Poți să faci o listă pentru volume de săpătură și umplutură și alta pentru materiale. Deci să scrii volumul de volum, să scrii terasamente, de exemplu, și materiale. Faci două liste și... Deci la structură, când definești structura, aici trebuie să fie selectat structură și când faci săpătură și umplutură, aici trebuie să fie cut and fill. Și în felul ăsta afli materialul ăsta, cantitatea de săpătură sau umplutură.